Ce, mă? Ce, mă? Câți cai are? 400. Să duce și să vezi cât te trage și trage și trage și nu te... Mirau, 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 Mirau! La ce vină? Da. Oh, yes. Oh, yes. Buenos días, amigos. Astăzi am venit la Medellin. La Siria, la mine, aici. La Siria. După foarte mult timp, ce? Că ți-ai mutat capul. M-am mutat, nu ne mai vedem în fiecare zi. Nu ne mai putem iubi în fiecare seară. Și astăzi o să facem un schimb de mașini cu noua mașină a lui Medellin. Pentru 24 de ore. 24 de ore. Mă duc la nuntă cu mașina lui. Băi, prima oară când o văd, îți văd șeptarul ăsta colantat frumos, bă, chiar arată special, bă, chiar e șmecher, place cum arată. Mint? Nu, jur, pe cea mai sunt. Negru nu-mi plăcea. Exteriorul. Exteriorul era e șmecher. Era gri. Gri? Toată lumea spune că arată mai bine în realitate decât în video. Și asta v-aș sugera, dacă mă vedeți în trafic. De fapt, nu vă sugerez, o să... Nu. O să spuneți că arată mai bine în realitate decât în video. Chiar arată frumoasă, dar e lungă, bă, tate. Da, bun, și asta este noua mea mașină, Medellin. Pe care am apreciat-o și am văzut înainte de vlog. Eu am zis să pornească filmarea înainte, să o văd, dar e bine. Îmi place foarte mult. Eu sunt un fan E92, E93, E91, nu, că e aia în 40, nu? Da. Și E91 mai este și break și nu-mi place atât de tare. Dar astea îmi plac și când mă uit așa la fețele lor, eu pot să spun că mașina asta e fetiță și e frumoasă tare. Fetiță? Da, e fetiță după față. Ce nume dai? Bombo. Bombo. Bombonica. O să urcăm prima oară în mașina lui Sebi, că da? Mi-e place feeling-ul de decapotabilă. Păi să știi că chiar e nașpa când e soare afară și cald, chiar nu... Păi eu capotez, că e hardtop, ceea ce e foarte fain la modelul ăsta, că nu e pânza aia urâtă după mașină. Uite, vezi, degeaba și la Porsche și la toate mașinile astea mai scumpe, numai pânză, pânză, numai pânză, 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 da. Uite, numai la Ferrari am văzut că fac hardtop-uri. Ferrari și E93, uite. E93, nu? E93. Da. E93. Na, hai să-i dăm. Da, bine, hai. La prima vedere puteți observa plana de unicorn roz. Da, să mă dume de bătrâni. Ce sunt dracu nu mai facă și el. Mamă, dar cum conduci, mă. Îmi place să stau așa, să-l țin așa, de sub crash de volat. Bun, hai să vedem cum dăm. O, electric tot, electric, frumos. Dar, uite, vezi, asta înainte a avut volan pe dreapta. Ce? A avut volan pe dreapta și a făcut conversie în 2016 și n-am știut până după ce am cumpărat-o. Că scaunele cu memorie gen de la șofer și butucul de astea sunt pe dreapta. Unde e memoria? Aici, la scaun gen, ca să o setez. A, po, bune! Da, și butucul unde bași cheia tot e pe dreapta. Na, bine, hai să ne dăm jos. Glumesc. Dacă a făcut conversia unde trebuie... A, da, mă, se și vede aici. A, deci el nu ți-a zis? Nu mi-a zis. Vânzătorul? Nu. Și ce-i urezi? Ce să-i urezi? Numai bine în viață, nu? Dar nu, nu cred că e o problemă chestia asta. Ba nu, că se practică destul de des la noi. A, da, ai 330 în boră, prinde, nu? Da. Prinde 100. Prinde, prinde. Dacă o ping la vale... Bă, ei, și mai chiar sunetul rău de tot. Bă, sunetul, da, chiar da. Am numai să nu mai dau în mașina mea. Și aș vrea să o colantez. Deși arată șmecher alb, îmi place cum arată, dar trebuie să fac ceva special cu ea. Senzori buni? Da, senzor frumos. Uai, dar îmi place, mă. Vrei să facem schimb? Bă, dar îmi place. Bă, chiar îmi place. Uai, dar ce fain e feeling-ul. Du-te-n puii mei. Mama, așa e decapotabil la BMW-ul? Da. Mamă, zici că e 3000, nu 2000, mă. Uai, ce fain face. Și stai, poți să o dai în sport și de-astea? Da. Mamă, și se schimbă și sunetul, mă gândesc un pic, nu? Nu, dar gen de la 6000 de trații, dacă încălzit uleiul, face pop se bangs. Bă, cât de caterin că e mașina asta, bă, nu pot să cred. Dă-i un kick. Ce, mă? Ce, mă? Bă, te-ai ștâmpit? Cum? Bă, nu știu, face un pic cam tare, sincer. Bă, face foarte tare, e o problemă aici. Cu poliția. Nu că e problemă la mașină. Ce, mă? Bă, coaie, eu am speriat atâta stradă, ești nebun la cap. Huliganii! Haide! Bă, ce fain se aude în parcare la mall. A, tu știai de unde faci? Eu mă așteptam să facă, dar te duc de la cât, de la cât o lași? Bă, până la 5-6.000 face, numai trebuie să-i dai așa și să o lași, să o lași dintr-o dată. Fai ce, Caterin, că-i... Băi, șmecheră, bă. Bă, mă faci să-mi iau o mașină. Mă faci să-mi iau o mașină. Mama mea. E joasă? Păi, e destul de joasă. Să-mi fii atent, dă-i aici un kick până la 5.000 de trații, 6.000 și după aia lași dintr-o dată. Dar nu mai trebuie să fie în a doua. Nu, la 5.000, nu la 6.000, că la 6.000 schimbă. Da, dar nu știu cum să-ți explic. Stai, mă, că mă duc dreptul, că le-i pe pot, cum să-l ia Dobric cu Tesla. Poți să pui faza. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh, holy fucking shit! Bă, ce mă enervează, mă. Bine, tu știi să faci mereu asta, nu? Da. Deja ai învățat-o. Te obișnuiești după ce este. Mă, dar face mai tare decât făceam Mustang. Bă, dar e foarte faină, mă. E fain, mă, dacă te plimbi prea mult când e soare, faci insulație. Îți dai seama că tot te sprăji pe cea foțără acum. Mă duc astăzi la nuntă un pic o părinte. Băi, foarte, Caterin, că mie îmi place foarte mult. Mai ales cum îți fan BMW, am în ultima vreme fan de fan. Și nu ți se pare că e la fel ca mașina pe care ai avut-o? Deloc, zi.
Bă, asta e automat, aia era manual în primul rând. Să dau un sport sau nu? Nu, da. No, bine, fii atent, îmi zici când îi dau și când o lăs. Dă-i. Nu vrea, mă. Nu știu. La mine nu vrea. Hai, treci tu. No, bun, am venit eu la cârmă. Stai să întorc aici ăsta să văd cum arătăm. Vezi că aici e nuntă. La nunta lui băiatul vine aici. Mamă, ia ce fain face. Du-te, dracule, să te duci. Or să suni ăștia la poliție. Ferească-mă Dumnezeu că zici că o vine războiul. Mergem acasă. Aci nunta. Să nu-i dai la nuntă. Nu. Hai de pui. Hai, mă, să le facem spectacol la nuntă. Nu mai fă spectacol. Dacă vrei, fă spectacol după ce treci de mașinile astea multe. Dai. Da, gata, hai acasă, dă-o în drive, de te pui. Mamă. Îți place, a? Place. Ești huligan, e huligan, Sebastian. Gata, nu-i mai dat. Face prea urât. Nu urât, urât, face prea tare. Și ia, fii atent, gata, nu mai stau de la. Și acum ei nu mai pușcă, nu? Nu. What the fuck? No, fine, revenim din șantar. Deci, mașina, după cum ați observat, tună. Arată foarte bine, foarte bine la exterior. Jante negre, ai dat cu ele o țără? Nu eu. Nu tu? Iubițica? Nu, nici ea. Mașina arată foarte frumos. Și parcă mă gândesc și eu așa un pic când aud cum tună. Scot-o după pod. Nu, ce, mă crezi incapabil? M-am uitat aici, tabletă de cheie. Vezi că eu nu știu să conduc de-astea. Oai, cum am pus direct, m-am sub ea, ești nebun? Așa, bun, stai să pun camera aici deocamdată. Și uite o chestie pe care eu nu am, cup holdere de-astea. Ce, n-ai cup holdere? Nu. E de la aia cu să pun camera. Bă, camera, în mașina asta n-ai unde să pui camera, asta e o problemă. Bă, la tine merge oricum, mai bine pus. Dă-i start, stop, dă-i on, start, stop, mașina a pornit. Ce a pornit? Da. Poți să accelerează? Păi dai în D, loc și D. Aha. Și acum când lași de ăsta o să plece. Dar o să avem nevoie de camere 360. Aha. Pentru că nu dorim să cădem în ăsta. Păi, dar nu place. Că după cum poți, observa, o să vezi tot ce e pe lângă ea. Acum tu te uiți, uite, te uiți aici. Dacă dai, dacă intri cu ea sub pod sau nu, dă-i așa, așa. A ieșit. Mamă, dar cum se vede, ești nebun, că nici mai trebuie să te uiți pe... Ba, trebuie să te uiți. Mamă, și volanul cu mâini așa, mamă, bă, dar na, mi-ar place, bă, așa confortul ăsta. Îți răcire în scaun, îmi dau și o răcire, închide geamurile. Stă și perna asta la cap, așa perfect. Vezi, a mea nu sună când, dacă nu-mi pun centura. A mea se ceartă, a mea ceartă o țără, ceartă o țără situația. Bă, dar ce fain se simte, și că conduc așa o navă, pe nori. De ce îți place, că de cât? Îmi place mai mult decât a mea. Ai și masaj, hai tot ce vrei. Masaj, da, vezi? Confortul ăsta pe care eu nu l-am. Mamă, și ce trage. Câți cai are? 400. 400. No, bun, las că ieșim pe principală, de în stânga. Uite, după cum observi, noi suntem aici la oi. La oi. Și să dau un pic pe sport după. 400 de cai? 400 de căluți. Wow. Nu acum, numai când o dăm pe sport, care e impulsul ăla de electric. Bă, ce... Asta efectiv mai duce până în Japonia și înapoi. Păi zic că ea se conduce în mare parte și singură pe autostradă. Că îi dau cruise control, ea pune frână, ea accelerează, ea tot. Eu trebuie numai să țin mâinile pe volan. Îmi place să am efectiv tot interiorul ăsta, dar pe E90. Da? Da. Și confortul ăsta și sau nu are sens? Eu fac semnă. Nu, mergi tot drept. Chiar se vede mișto pe aici, cadrul ăsta frumos. Lasă că după aia te pun și în spate. Ah, și steluțele, bă, am vrut să pun și o steluță în a mea, dar nu știu dacă... N-ai cum, ba, că ba, ba, 5 bucăți. Poți, mai e unul care și-o pus pe E90. Păi port bagajul din 5 bucăți, n-ai, trebuie să-ți pui un, cum ne băieci, un motoraj de ăla, sau cum dracu zicea, o alimentare pe fiecare parte a plafonului și tu ai plafonul împărțit în 3. Dar merge, se vede mișto noaptea. Noaptea e bombă. Și mi-am băgat și eu LED-uri RGB, care le pot controla din telefon. Silențioasă e, bă. Nu mai fi așa silențioasă. Mamă, ești nebun, zici că e Tesla. Oh, holy fucking. Haide. Mamă, bă. Aia zic că nu prea simți, știi? Bă, te bag un pic în scaun la început. Da, dar nu asta e șmecheria. Șmecheria e când deja se duce și vezi că te trage și trage și trage și nu te mai lasă, știi? Asta e, asta e șmecheria. Eu cred că m-aș omoră cu asta. Da? Bă, e fain, bă. E fain. Tare benzina din ea. Mamă, mamă. Numai că asta nu face poc, poc, poc. Mai bine. Nu se vede și aici kilometrajul în parbriz. E următoarea la. Nu e așa distractivă. Ba, mie mi se pare mai distractivă. Doar că nu se aude. Stânga aici. Mama, că problema e că o să ajungi prea repede la strada aia altă. Ia, hai să vedem. Haide, mirau, 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 mirau. Mirau, 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 mirau. Mirau! Haide, p***. Mere, mere. Mere, bă. Hai că mă lua căldurile. Mere, dar nu-ți dai seama. Mă și țin centura. Bun, hai să mergem acasă. Dă-i în față. În față.
vezi că ai cedează la strada asta. Mamă, că nu mai pot. Zic, bă, n-ai cum să reacționezi în mașina asta pentru că nu face. Wow, nu-ți vine să faci, tot drept. Mamă, îți vine să faci. Wow. Da, când, cum ai zis tu, când simți că tot te trage, te trage. Și problema e că te trage până sus de tot acolo în în bord. Hai de viața mea, gata, am învățat și Sebi odată pentru totdeauna, dar parcă voi data viitoare când vin la Siriaș vine la mine. N-am dat share location, nu știu. No, bun. Direct n-am mai bag. Nu văd bine. Așa, bun, ca să vezi acid de nou, să nu te bagi dracului pe pod invers. Mă. Ce, mă? Uite, bă. Păi da, mă, soarele, du-te drept. Du-te drept. Nu pică, mă. Pică cu aia. Nu pică, mă. Ascultă-mă, că și mami o zis, vezi să nu te bași sub pod, tati și tati. Dă-i. Și X5 a ieșit, dar asta nu cred că mai e așa. Las-o așa că nu e problemă. Las-o așa? Mă duc la nuntă, mă duc la ospăț azi. Ia, cum o bag? Unde o bag? Așa? P. P. Nota? Mamă, 10 din 10. 10 din 10. Mă duc căldurile, mă dor tâmplele, ești. Mașina ta, bă, nu, nicio mașină n-are. Dă 9. Eu dau la mașina ta 9 pentru sunet și pentru feeling și că îmi place BMW-ul. Dacă dai lui un iubitor de Audi BMW-ul, o să zic că în 4 din 10. Nu, BMW la putere. Vă pup.